Colinda Tor este din Mediaș, de aici, din județul Sibiu, și consideră că folclorul este o adevărată comoară. Vedeți, dumneavoastră, sunt momente în viața noastră care ne schimbă destinul pentru totdeauna sau momente în care ne găsim cu adevărat vocația. Pentru el, o sărbare de la grădiniță a fost momentul în care și-a dat seama că trebuie să fie pentru totdeauna pe scenă. Și de atunci nu s-a mai dezlipit de scenă. Să-l primim cu aplauze, pentru că vine să ne colinde Costel Popa. Mulțumesc frumos! Primiți colindul? Da! Născut ca vânul scar,
La fiecare praznic de Crăciun, duios colindele ne-aduc aminte că Domnul s-a născut într-un cătun și-a dat pe iezle cerurile sfinte. La fiecare praznic e un glas ce spune taina nopții fermecate că Domnul caută șas pupas, mai stă la ușa noastră și mai bate. La fiecare praznic, nu uitați, deschideți ușa sufletului vostru, căci unde e deschisă ușa intră Iisus, Mântuitorul nostru. La fiecare praznic de Crăciun, primiți copiii care vă colindă, prin ei Iisus intră în casa voastră cu Harul Sfânt să vă pătrundă. Să aveți sărbători frumoase la anul și la mulți ani! Mulțumim frumos!